România e în pragul unei duble epidemii. Țara noastră se apropie de o epidemie de gripă după ce numărul îmbolnăvirilor cu rujeolă a crescut alarmant. Numai în ultima săptămână au apărut 7.000 de noi cazuri de gripă și au fost înregistrate 18 decese. Spitalele sunt pline de pacienți, unii dintre ei în stare gravă, iar la unitățile de primiri urgențe ajung zilnic sute de bolnavi. Suntem într-adevăr în plin sezon de infecții respiratorii și nu vorbim doar de gripă. Din păcate am ajuns aici și am ajuns și în situația complicată cu rujeola, tocmai pentru că populația, din păcate, nu e protejată prin vaccinare. Nici vaccinarea antigripală nu este la nivelul optim și spuneam și cu alte ocazii că e bine să ne protejăm încă din toamnă, dacă vrem să avem un sezon de gripă care să fie mai liniștit. Sigur, timpul nu putem da în urmă, suntem în această situație. Aici ar fi trei lucruri de făcut. În primul rând, să continue totuși vaccinarea, pentru că nu trebuie să uităm că sezonul de gripă ar putea să însemne inclusiv aprilie, chiar dacă atunci vor fi cazuri izolate. Al doilea lucru, că în momentul în care totuși cineva are o simptomatologie respiratorie, indiferent de vârstă, ar trebui să nu intre în contact cu persoanele de lângă. Și punctul 3, trebuie într-adevăr să ne gândim că testarea contează. Discuția legată de gripă, știți că e acea afecțiune care ne pune la pat și care poate să vină cu complicații importante, nu e o simplă viroză. Dacă am testare, am și un tratament antiviral pe măsură și lucrurile pot evolua mult mai bine chiar de la o zi la alta. Deci sunt pași pe care trebuie să-i facem noi toți. La camera de gardă, la camera de primire urgență, avem aproximativ 200 de prezentări în 24 de ore, mă refer și la copii și la adulți. Dintre aceștia, 20% trebuie să fie internați și nu neapărat pentru că au forme severe, pot fi persoane care au boli cronice, au o vârstă avansată, copii mici, și pe ei trebuie să-i monitorizezi. E o presiune destul de mare în condițiile în care trebuie să eliberezi aceste locuri foarte repede și locurile se și ocupă. Deci e un flux destul de important și să nu uităm că inclusiv în secția de terapie intensivă, din păcate sunt cazurile severe, cazurile critice, care se referă la gripă, se referă la infecțiile respiratorii, dar se referă și la alte boli infecțioase. Din păcate vorbim de factorii de risc, vorbim de bolile cronice pe care cei mai mulți dintre aceștia le au, vorbim de vârsta avansată și vorbim de situația în care diagnosticul se pune destul de târziu. Dacă nu ai diagnostic la timp, nu ai un tratament antiviral și spuneam mai devreme că poate face diferența, pot fi probleme. Să știți că la noi, cumva, lucrurile sunt în două extreme. Sunt pacienții care nu ar trebui să ajungă la camera de gardă pentru că pot fi rezolvați acasă, prin medicul de familie, medicul pediatru și lucrurile se pot echilibra ușor și cei care, dimpotrivă, reprezintă o urgență și ar trebui să fie la cea mai apropiată cameră de gardă și, din păcate, nu ajung. Deci, mare atenție când ne orientăm. Să știți că, de multe ori, un simplu telefon dat medicului de familie poate să ne orienteze foarte bine.